Și aici legat de meci, ați fac o puțină remarcă, zicem, ok, băieții noștri tinerează, s-au concentrat mai mult pe greșelile arbitrului decât pe joacă, ceva nu mers, undeva la 2-1 cumva poate s-au greșit și cu schimbările, poate s-au greșit și în alt moment, nu s-au fugit până la urmă, nu s-au băgat osul, dar ați fac o remarcă care până acum n-am comentat-o niciodată, legat de seria națională nu vorbim de altceva. Din păcate azi arbitrii au fluierat doar într-o parte, stând un arbitru să lămurească unui jucător din altă echipă adversă 20 secunde că el a procedat așa, dar nu invers. Pentru mine asta e o chestie clară. Din păcate, o să fac încă o dată o cerere, dacă e posibil, ca și arbitrii de pe seria națională să fie mustrați pentru chestiile astea care le fac ei și tot așa mai departe. Eu înțeleg cu mătrismul, prietenia, dar asta nu trebuie să fie în fotbal. Din cauza arbitrajului ați pierdut astăzi puncte? Nu din cauza arbitrajului. Asta e problema noastră în echipă, pentru că noi nu putem să gestionăm echipa ca să nu tragă atenția la greșelile de arbitraj. Asta e greșeala noastră, dar anume partea asta puțin a influențat moralul jucătorilor, mai ales a celor tineri, și cumva s-a distrus, hai să zicem, puterea echipii. Merită câștigat mai e scor echitabil? Dacă vorbim pentru ultimele 20 de minute, ai poate 15 minute, au fost alora. Dar și sunt meciul, practic l-am controlat într-o oarecare măsură, am avut foarte multe ocazii. Până ultimele 15 minute, pretenții la băieți nu sunt, dar finalul scor, dacă au câștigat, înseamnă că au meritat. A fost o luptă crâncenă până la începutul reprizei secunde, ați condus cu 2-1. Ce v-a lipsit? Unde s-a rupt jocul? Iarăși același moment. Lămuresc. Noi nu am putut să controlăm jucătorii și emoțiile lor. Acolo și s-a pierdut. Pentru că undeva, poate schimbările nu au fost potrivite, poate momentul de luptă nu a fost cum ne așteptam noi, dar în fine, asta e. Maib a jucat fără portar. A contat asta? Eu nu știu, mi-a văzut că nu a jucat fără portar. Ok, e mai bun ca mine. Eu am jucat și odată în parte, așa că... Bun, au scos niște mingi, ați bunișoare. Au fost niște mingi care l-au scăpat, care putea poate să facă ceva, dar au scos destul de multe momente.